Mănăstirea Plumbuita din cartierul Colentina al Capitalei se pregătește de sărbătoare. Miercurea aceasta, cu privejul prăznuirii nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, așezământul monahal își va sărbători hramul. Ca în fiecare an, aici sunt așteptați numeroși credincioși din capitală și din împrejurimi. Dimineața, la orile 7.30, va avea loc Sfințirea Apei, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, iar la 9.30 îl vom, vom aștepta în mijlocul nostru pe preasfințitul episcop vicar Timotei Prahoveanul, care cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh va săvârși Sfânta și Dumnezească liturgie. Așteptăm pe toți credincioșii să participe la acest hram istoric, la această sărbătoare importantă a mănăstirii noastre. În momentul de față, aici se execută ample lucrări de restaurare și înfrumusețare ale acestui loc plin de spiritualitate de la sfârșitul anului 2014, de la sfârșitul lunii octombrie, cu binecuvântarea Preferitului Părinte Patriarh, am fost numit în această mănăstire și de atunci am încercat și încercăm să reînnoim acest sfânt locaș prin lucrări de reabilitare și de înfrumusețare a Mănăstirii Plumbuita, să o aducem la frumusețea ei de altă dată, din timpul Marilor Ctidori. De aceea, tot cu binecuvântarea preferitului Părinte Patriarh la acest hram, vor fi aduse spre închinare credincioșilor maștele Sfântului Cuvios Efrem cel Nou, făcătorul de minuni și tămădăitorul de boli. În același timp, Mănăstirea noastră adăpostește și un fragment din maștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceaba, care se prăznuiește odată cu această Sfântă Sărbătoare a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea plumbuită este ctitoria domnitorului Petru cel Tânăr și datează din secolul al XVI-lea. Așezământul monahal ajunge la forma actuală în timpul voievodului Matei Basarab, acesta rezidind din temerii Biserica Mănăstirii în anul 1647.